Bună, dragilor! Aici e Via Transilvanica, după cum vedeți tu. Și aici e groapa cu păpuși. Sau râpa cu păpuși. Adică niște pietre în formă de păpuși. Da. Cred că de vremea dacilor astea. Deci de peste 2000 de ani. După cum vedeți. Suntem aici în localitatea Domnești. În față. Comuna Mărișelu. Acum o luăm pe Via Transilvanica de azi 1 iunie, ziua copiilor, la mulți ani. Și hai să vă duc cu mine pe un traseu să mergem, pe care n-am fost niciodată, și să mergem împreună. Acum o să se aude un pic vârjitul de la vânt, dar o să o luăm și pe jos. Da, foarte fain. Aici, în județul Bistrița Năsău, suntem. Da, hai să vă mai zic după aceea. Deci mergem pe aici, pe ruta asta. Asta e ruta B. Hai, Doamne ajută! Doamne miluiește, Doamne miluiește. Drumul județean 154, care face legătura între Bistrița și Reghin. Aici mergem și eu la țară, la Sebiș. Da, în față se merge către Bistrița și calea ferată care merge de la Sărățel sau de la Bistrița sau de la Cluj spre București. Calea importantă. Aici la Sărățel aveți o gară importantă unde puteți să veniți. Și aici noi o luăm dreapta. Acum vedeți Via Transilvanica și semnul. Schimb viteza. Opa, opa. Uite, la ITU. Aici pe asta de curent. Asta de înaltă tensiune. Da. Să vedem cât facem de aici, de la râpa cu păpuși până în Monariu. Da. La biserica din Monariu. Să vă duc de acolo, v-am mai dus pe celelalte rute și le-am cam văzut. În mare parte traseul ăsta, aici, porțiunea asta n-am văzut-o. De nu știu câți kilometri să fie, 2 kilometri. Da. Este un drum de țară, de pământ. După cum vedeți, cu țigle. Asfaltat cu țigle. Da. Ce fain când pe greierii. Ne schimbăm pe viteza. Da, deci Via Transilvanica l-a făcut Tibi Ușeriu acum în dată 5 ani, în 2018. În octombrie, parcă, 2018. În dată 100 de ani cu Marea Unire. Tibi Ușeriu cu fratele lui Alin. Ei au început proiectul, l-a și coordonat și l-a și terminat anul trecut, la Alba Iulia. La Alba au pus proiectul, la Bistrița Năsău, la început, că aici ai, deci sunt ei deloc, din pasul Tășuleasa, sau pasul, cum se mai zice, până Tihuț, adică. Da. Ce fain cântă greierii. Superb. Acum suntem în zona Transilvaniei aici. Județul Bistrița Năsău. V-am mai zis. România. Da. Suntem în partea de nord, da. Transilvaniei. Aici pe lângă o casă, vedem. Trecem. Și de aici cred că o luăm pe jos. Da. Până aici am venit pe bicicletă. Și se poate parcurge, Doamne ajută, se poate parcurge și pe jos, și cu bicicleta, și călare. Cu niște dinamă. Am luat apă.
Aici apă pălază, la localnici. Cel mai bine. Uite tău pe acest mic stejar. Să vedem. Uite de umbră. Ce faine-s dealurile astea. De aici. Superb. Se văd. Aici avem un cioban în dreapta. Opa. Asta e varianta B a traseului. Varianta originală pleacă de la de la Burgău, de acolo, de la Bistrița Burgăului, pe la urcă prin munți, urcă pe acolo pe la mine, coboară la Ragla. Adică pe la Cujma, pe acolo e varianta A. Acolo să vedeți, dacă ajungeți, să le spart. Și asta e în varianta B, care trece prin Bistrița. Varianta A trece pe la mine, pe acolo, prin comuna Dumitrița, pe la pădurea Orheiului. Și aici se întâlnesc undeva în Mărișel, parcă, în comuna Mărișel. Da. Am urcat un pic pe biță, că văd că puteți pedala pe aici. Eu sunt amator, nu sunt biciclist profesionist. Uite ciobanul. Doamne ajută! Este un drum de câmp. A fost în viața mea pe aici, deși sunt aproape. Peste dealul ăsta ar fi satul meu. Adică în zona mea. Dar nu. Am plecat prin Honolulu și n-am văzut împrejurimile locului. Dacă nu ești cioben, nu le vezi. A, uite ce o luăm prin iarbă, cred că. Să vedem dacă putem pedala sau măcar merge pe lângă. Uite ce, tâiul, semnul din la Via Transilvanica. Din kilometru în kilometru să vedeți din astea borne kilometrice. Văd că semnul e acolo. În stânga. Nu știu pe unde o luăm aici. Hai să vedem prin față sau... Dar nu e stânga. Să vedem. Hai să mergem până aici mai. Las caiețe astea. Cred că pe acolo, în stânga, aici sunt tufe. Da, știi că m-am încurcat. Ce să luăm înapoi. Chiba! Chiba, Anco! Chiba! No, înjuram! Ce țapare! Ce m-am zgâriat! Uite pe ce avem spine ăștia. Mamă.
Mamă, ce te spinge aici. Frate. Filmează asta. Filmează, da. Faci un slalom printre spini. Ne-a obița în spate. Io. Ce de spin. Ăștia trei tăiați. Să fie că o sapă de laz. Io. Trei tăiați. Vent aici. Mamă, ce pantă aici. Tău. Vedeți în față? Da. Când vezi tău, ești bine. Marcajul în dreapta. Deci acolo să... Fain. Dar aici de unde o luăm? Mamă, ce iarbă mare. Și cu bicicleta prin iarbă. Alte pe aici. În stânga. A, ar trebui curățat. Sunt pe de cărare și pe aici. Bă, de tu? Nu suntem bine. De l-a băgat pe aici. În tufile astea. Mă, trebuie să vii. Stai cu pace, că cresc. De la la trec, cresc. Mama. Pe aici nu pot să vin nici pe jos, da, băi. Bicicleta, mama. Mama, frate, ce e aici? Pe unde o luăm, frate? Aici, în dreapta. Cărarea asta ce e aici? Ma, iu! Hai ce? Ce-i pe aici? Ha. Ah. Ma. Mamă mia! Mai ales mă în brânză. Păducile o să ce să știa, țânțat. Câte minute? 14 minute. Hai, greu la deal. Cu boi. Pun ochelare să văd bine muștele. Pot ochelare pentru muște. Nu uite de asta ce aici. Boscheți. Pădurea boscheților. Am, sper că nu m-am pierdut, mă. Unde e tâul? Tâule, unde ești? Aoleu. M-am pierdut. Prin tu fără aer asta. Doamne, ce e aici? Mă, dar unde-i tâul ăla? Bate-l din mine. Unde-i cărin? Ui. Ce iarbă e aici? Doamne. Am putut pune pe drum. Lugat prin tufă pe aici. Hai, mă. Îmi dau de tine, tâule. Am pierdut oare. Nu mai văd marcajul. Pare că a fi o cărare pe aici. Aha. Dă la un drum aici. Să vedem. Aici e cărare.
aici mi-are drumul. Aha. Zic că pe acolo e marcajul. Am bătut. Ce doamne. L-am pierdut. Frate, unde ești? A, uite-le. Da, deci nu pe aici a luat. Pe acolo, mă rog, îți dau o cărări. Un drum vechi. Uite la tău. Hopa! Bine că te-am găsit, tăule! Yeah! Te pup! Hai, te pup! Uite, săgeata, da. Drumul de mers. Nu stai să punem bicicleta în funcțiune pe aici. Opa! Opa și de muștesc. Și mi-am tot chelarii negri, nu văd nimic. Opa, opa! Deci nașpa că nu pot filma, că eu cu telefonul în mână. Deci, pe aici să iau. Coborâs. Uai, ce moale pe aici. Nu treptă pe lângă ea, că prea în pantă la vale. Ia. Opa, opa. Pierd calul. Mai răcoare pe aici, e bine. Normal, traseul de mers de la Podna spre Drobeta. Deci Via Transilvanica are 1400 de kilometri și se face de la Podna la Drobeta. Dacă vreți să veniți cu noi, am vorbit cu niște prieteni, anul ăsta, dacă Dumnezeu ajută, Maica Domnului și toți Sfinții, că să mergem și noi de la Podna la Drobeta, Turnul Severin, din Bucovina, în Oltenia, așa e traseul, 1400 de kilometri, bicicleta, bicicletele, și vă muscă muștile astea. Și în 1 iulie trebuie să mergem la Podna, că e priveghere pentru Sfântul Ștefan cel Mare, hramul mănăstirii Podna, și să plecăm în, după Sfânta Liturghie de Hram, să mâncăm ceva, și să plecăm cu caii, bicicletele spre Drobeta. Acum să vedem în câte părți o să o facem, atâtâu, am făcut câte văd. Vedem, facem în două părți, facem de la, am făcut niște bicicliști de la Podna la Sibiu, sau în 3 părți, sau în 4 părți. Deci să vedem cum suntem în stare și cum rezistăm. Hashtag rezist. Iată l-ai. Tu, aici ești. Mă, aici e moale, pe aici și eu au plouat, da, au plouat ieri pe aici, da, de-aia e moale. Nu, no, nici eu la vale, calul ăsta. Nu, no, nu, no. E ca un armăstar. N-are stare. E bine că e răcoare. Și aici normal dăm în valea, de pe Valea Fieului, dăm în valea Budacului aici, la mine. Da. Atât să se vadă. Să vedem unde ești. Uite-te, mă, vale. Du-te, mă, dă-mă, monariu, mă, fiate. Unde ești? Foarte fain. Uite, l-ai tău. Pe ăsta, copac. Da. Aici e unde o luăm. Uite, acolo jos. Uitați, ce fain se vede. Păi, și ce muștesc. Acolo în față zvonții urgăului, foarte fain. Se văd. Haniu, cred că e ăla, da, Haniu. Și ăsta e Monariu, aici am cântat eu, că am fost cântăreț în satul ăsta, Monariu. Acolo e biserica din sat. Vedeți? Dar până acolo aș vrea să ajungem ca să filmăm. Hai să vedem pe unde mere. Da. Să-ți dealul la Bistrița, e peste dealul la Bistrița în față, da. Acolo biserica veche, a sașului de Monariu. Uite și pe copacul ăla e tău. Da, deci prin pădure pe aici. Da, mă, e bine că e soarea, mă. Era pe ploaie.
acolo niște băi sărate, dacă vreți să faceți baie, acolo la în față, sub pădurea aia, uitați pe internet, că sunt pusă după obosal, dacă vin spre jos, stați cu bicicletele, vă prinde bine o baie zdravână. Aia se bagă fânul, baloță, balotează. Păi da, mă, au venit mai repede vară, deși azi prima zi de vară, dar au venit cu o stămână mai repede. Slavă Domnului, mulțumesc Dumnezeu, că trebuie și vară, nu poate și mai iarnă. Bine, dacă ar fi după mine, cea mai frumoasă ar fi primăvara, pentru că iarna toate mor și primăvara toate înfloresc, toate învie, toate prin viață. Ce făi peisaj frumos aici, pe Valea Budacului, de aici, în sus e Valea Budacului, valea care merge la mine în satul meu, Raglea, unde m-am copilărit și am făcut școala și m-am educat, să zic așa. Mama, ce ierburi trebuie tăiate astea, dacă e la ghiboli. Da. Aici am dreapta pe un drum care merge, ăsta merge către Simionești, tot către Monariu. Dar văd că ia Transilvanica mea pe aici. Va merge după traseu. Să vedem pe unde merge. Uite, la semn, nu? Să vedem de unde vine. Vine din partea asta sau de unde, doamne, vine? Frate. Uita să trec dincolo. Abar n-am acum că... Deci prin pădure asta, așa? Nu știu. Aici unde e? Marcajul, cred că vine în sus. Din partea asta sigur nu e. Deci iar m-am pierdut. Dar o să mă pierd toate. Nu iau înapoi. Până găsăm traseul, ce să facem? În viață când te pierzi, trebuie să te reorientezi. Orientarea în spațiu, bineînțeles. Stau bine cu ea, n-am treabă, mai învățam. E un dar. Fain când te păstrele. Văză toate le-au făcut bune, ma, oamenii. Iată, fac niște prostii. Mai marca ei. Da, mă, dacă el e marcaj așa, până când din partea aia vine. Corect. Desigur nu vine de aici, nu? Nu se vede. Cărare umblată pe acolo. Înseamnă că din partea asta de sus. Bine. Și pe drumul ăsta. Se urcă. Nu? Ia să vedem. Să mai vedem un marcaj aici. Mă sunt sargă. A, uite, l-ai dat. Aici e marcajul. Da, în sus, cred că este Mionești. Unde e cumnatul meu. Da, e foarte fain să-ți faci o presiune pe viața asta. Banii care merita, pentru că o să vină mulți turiști. Acum nu e nimeni, numai eu cu Dumnezeu și cu muștile astea. Și cu Sfântul Înger Păzitor, bineînțeles. Da. Am uitat să zic pe poporul român că este un popor credincios ortodox, majoritatea. Pentru că de alta credință înseamnă ortodoxie. Ortodox, asta sunt întrept. Aoleu, aici vine, vine Valea. Valea Budacului, fii atent. Până unde vine frate aici. Mamă, ce o săpat aici. Da, mă, aici am fost eu cântăresc 2 ani, dar n-am fost pe aici. Cât am zis că vin. Ne face că aici sus este un platou drept, așa. Nu poți juca un fotbal. Și că un platou al romanilor. Erau romani, poate dădeau lupte, făceau antrenament.
filmez așa în față ca să vedeți traseul. Pentru cei care nu pot să vină, poate sunt țări străine sau s-a acasă în pat, doamne ferește, de o boală sau așa. Uite ce fain vine valea pe aici. Așa, dacă aveți unghiță, prindeți un pește, mă. Dacă sunteți vegetarieni, uite tu acolo, perecita aia. Uite ce curbă râul, uite s-a desatul. Acum chiar e fain că suntem după primăvară, totul este înverdit, totul este fericit. Hai ce fain puceș ăsta. Spinul ăsta. Mai iertați cum am mai pirat un pic. Suntem atât de viteză mai mare, că și drept. Normal, ne-ar fi trebuit o cască de filmat. Era mai fain. Puneam pe cap și de înainte cu tufeu, da? No. Improvizații românești. Că românii când dau de greu se descurcă, cum pot. Da, iertați-vă, mușturi, dar așa e viața, pe pământ. Tot o faptă și un cuvânt. Da. Important e să fim drepți, că strâmbi sunt destule. M-a copat ce cât. Uite-mă în din asta. Pe piața din asta. Și acolo frung, îți dăgeți deja. Da, aici face stânga, podul ăsta. Cred că da. Da. Cred că pe aici o face, nu? Ia. Da, de semnul face dreapta. Deci pe aici. Pe drumul ăsta de țară. Așa e poate așa. Udă pe aici. Por la muncă! Doamne ajută! Udați, udați! Și apa! Ei, ardei, n-o să crească, Dumnezeu ploie! Rugați-vă că Dumnezeu dă, ascultă rugăciunile! Da! Doamne ajută! Ce căpăriți? A, prins fasole. Să crească de Dumnezeu. Să facă. Nu. Dați de niște. Eu pe pod aici. Ei, nu mergem prin apă. Doamne ajută! Por la muncă! Opa! Trecem valea. Valea Budacului. Și am trecut și o baie. Cred că dacă nu făceau ăștia podul de la Via Transilvanica, nu cred că nu mai face careva. Opa! Să nu cad în boschet, pe râge de mine. Opa. Da, aici pare că drumul face o fentă, face o pistângă ca să treceți pe lângă nu știu ce oameni cu cred că ponei sau fabrică, pare că cred că. Dar eu nu mă duc pe acolo că știu, aia e fabrică parcă de carne pentru câini, parcă. Da. Mai e o fentă, că eu știu pe aici, acum e vorba. Ce fain să vă munții, că liman lanțul muntos. Foarte frumos în dreapta aici. Munții Călimanii. Bărbu bistriciorul cel mai înalt. Nu, Pietrosul. E 2101 metri. Da.
și că ia, să vedem că merge pe acolo. În stânga. Asta că văd că eu m-am pierdut. De ea. Deci aici în stânga face, da. Noi facem și o scutătură pe aici. Dacă faceți și voi așa. Ca mine. Dați tot în viața se va vedea. Nu, no, nu am. Aici măcar e asfalt. Eu acum vin de la băi, puteam să vin pe drumul drept, dar am văzut să vă arăt și vă opinie. Vine viața se va vedea pe aici. Cât am filmat, o jumătate de oră bună. Trei de vânzare. 40 de are, 105, 4, 4, 7, 10. Vă trebuie loc de vânzare. Cine să cumpărați? Aici e comuna Budacul de Jos. Dacă nu mă înșel. Da. Uite steagul României. Mari. Trească România. Că avem ca farmacia. Găină. Dacă ne văd de pastele, ne văd de iubire. Corect. Și oameni de povești. Doamne ajută! No, s-am ajuns la biserică. Aici pe stânga stă cântărețul nostru, Toager, bunicul Toager, și bunica Ronica. Dumnezeu sănătate, acum n-am vrut să trec pe la ei, dar vin eu într-o zi, am trecut ieri, și o cruce am aici. Slavă Domnului, scrie. Steagul României și o cruce. Da. Anul acesta va fi sfințit de aceste biserici. Poate îi pun și hramul, că nu știu exact ce hram au aici. Parcă Sfântul Nicolae au. E un câine de el, husky. Da, îi dăm iară jos. Să facem piciorul frumos. Aici e casă, mândește pe dreapta. Și e parcă și la patroni. Biașul. Sicom, parcă. Băi, așa cum. Da. Uite-te ce faină biserica. Anul ăsta va fi sfințirea în 30 iulie, dacă vreți să veniți. Care puteți, numai? Haideți să cântăm împreună, să ne bucurăm. Să-L dăm pe Dumnezeu. Mare este Dumnezeu într-o sfinții Lui. Cine este Dumnezeu? Mare ca Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Doamne, ajută să sfințească și locul ăsta. Părintele Paul, îi mulțumesc pe această cale. Da. Salutare! Da. Și aici e centru satului Mânariu. Cetăul pe dreapta aici. Copacul ăsta uscat. Asta ce-i? Acăț. Te-achiz. Te-agăț. Și aici ai iar o piatră de asta. Uite o rugăciune. Două mâini. Da, care se rog preunat. Foarte fain. No, Doamne ajută, vezi? Sunt gata asta. Mai bine rola nimeni, trăiască România mare, trăiască iubirea. Drumul bun prin lume și vizitați Via Transilvanica Moșilor. Haideți și voi, cu noi. Mai bine rola nimeni, Doamne ajută-ne. Dumnezeu înainte mea am ieșit până acasă 16 km. Până la Ragla. Doamne ajută-ne.